Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost din nou în vizită de lucru prin județul Suceava pentru a verifica stadiul execuției lucrărilor la varianta de ocolire a municipiului Reședință de Județ, dar și la șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. Nu este pentru prima dată când face acest lucru, ba mai mult, la o vizită anterioară, satisfăcut de evoluția și de ritmul lucrărilor. Răzvan Cuc a făcut și un pariu că șantierul de la Rădăuți se va finaliza mult mai repede decât termenul stipulat în contract, aprilie 2021. În cadrul vizitei de acum, Ministrul Transporturilor s-a arătat încrezător că va câștiga pariul. După ce plec de aici, voi merge pe centura Rădăuțului, acolo știți la fel că este un antreprenor român. Chiar ieri am vizitat centura Bacăului și am discutat un pic și de varianta de ocolire a Rădăuțului. Eu cred că vom avea surpriza plăcută vis-a-vis de acest obiectiv și pariul pe care l-am pus tot la dumneavoastră aici în Suceava la un moment dat, cred că îl voi câștiga. Lungimea viitoarei șosele de centură a municipiului Rădăuți este de 16,5 km, iar lucrarea se desfășoară pe 4 sectoare, valoarea totală a investiției fiind de 82,2 milioane lei fără TVA.